Mai multe autospeciale cu pompieri și salvatori au ajuns la mănăstirea Dimitrie Cantemir din județul Vaslui, unde două persoane au fost surprinse în zona chiliilor. Pompierii au intervenit pentru limitarea și lichidarea incendiului, în timp ce echipajele de căutare-salvare au evacuat cele două persoane prinse în capcana de fum și foc. Ajutorul echipajelor de voluntari a fost unul foarte important în această misiune. Apoi, pompierii salvatori, echipajele serviciilor voluntare pentru situații de urgență, angajații direcției Silvice Vaslui și cetățenii voluntari au colucrat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată, din pădurea care încojoară satul Grumezoaia, comuna Dimitre Cantemir. În cele din urmă, pirotehniștii din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență podul înalt al județului Vaslui au descoperit mai multe elemente de muniție rămasă neexplodată. Ei au asigurat și izolat perimetrul de siguranță pentru protecția populației, după care au asanat elementele de muniție descoperite. Toate aceste acțiuni au făcut parte dintr-un exercițiu tactic de simulare a unor evenimente nedorite. Exercițiul s-a desfășurat fără probleme, fiind supervizat de către prefectul județului Vaslui, care este și președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.